Bună seara, oameni buni! Bine ați venit la o nouă ediție Pacientul 2.0. Astăzi vorbim despre radioterapie cu medicul specialist radioterapeut Lucian Bratu. Bună seara echipei și tuturor celor care ne urmăresc. Lucian este un tip foarte, foarte pasionat. O să ascultați timp de o oră lucruri noi despre radioterapie, dar și lucruri pe care trebuie să le știți despre radioterapie de la un om pasionat, dar e și un tip foarte organizat, așa că am vrea să vă spunem prin ce o să trecem în această oră, lăsând la îndemână pentru dumneavoastră, oricând aveți nevoie, comentariile pentru întrebări și vă vom răspunde și la întrebări. Așadar, o să aflați ce cancere în general atacă radioterapia, apoi Dănuț, dă un next ca să vadă lumea tot programul, ce este radioterapia, dacă e un tratament sau e o paliație, dacă se folosește ca tratament sau paliație, cum funcționează ea, care sunt etapele tratamentului, la ce trebuie să se aștepte un pacient care face radioterapie, ce este acela tumor board sau comisia interdisciplinară, ce e nou în radioterapie și firește să răspundem la întrebările pe care le aveți. Până când o luăm de la început, trebuie să știți că radioterapeutul nu este nici radiolog, nici fizioterapeut, nici orice alt specialist în medicină. Există o specialitate numită radioterapie. În principal este adresată pacienților oncologici, pacienții cu cancer. Cumva e evident că nu este, n-are legătură cu mușchii, dar care e diferența între radiologie și radioterapie? Radiologia este o specialitate care se ocupă cu diagnosticul. Este o specialitate de diagnostic, implicând tot ce înseamnă imagistică. Deci, practic, dacă aveți ceva la plămâni, dacă tot razele se folosesc. Da, tot raze, dar în alt regim, exact. Cu alt scop, este în scop diagnostic, radioterapia. Câteodată radiologul intervine și într-o echipă cu rol în tratament, dar, de principiu, radiologia este o specialitate a diagnosticului. Radioterapia, mai mult sau mai puțin, este un flux focalizat de raze care distrug tumorile, corect? Da. De la bun început aș vrea să spun că radioterapia este indicată în tumori, da? În cancer, în tumorile maligne, dar există indicații și în alte afecțiuni non-oncologice, dar sunt mult mai restrânse. De ce? Este un tratament agresiv, un tratament care are și efecte adverse și atunci indicațiile în bolile non-maligne tind să fie din ce în ce mai restrânse, mai limitate, cumva balanța între riscuri și beneficii trebuie bine echilibrată și atunci către bolile non-maligne încercăm să ne adresăm cu alte metode de tratament și nu cu radioterapie. Dar în zona oncologică a cancerilor, pentru ca oamenii să știe cine e vizat de emisiunea noastră de astăzi, care sunt cancerele care se pretează cel mai bine la radioterapie? Da, radioterapia este una din armele pe care le avem în arsenalul luptei împotriva cancerului, alături de chirurgie și de oncologia medicală, de chimioterapie. Și principial, radioterapia este adresată majorității tumorilor solide, dar și câtorva dintre afecțiunile hematologice, cum ar fi limfoamele sau unele forme de leucemii, dar ponderea majoritară în tratamentul în radioterapie este dată de tumorile solide. Deci tot ce înseamnă. Deci dacă știți oameni, slavă Domnului, sper să nu aveți, dar dacă cunoașteți oameni care ar putea fi interesați pentru că au fost diagnosticați cu tumori solide și vor să înțeleagă cum funcționează radioterapia ca parte din tot tratamentul oncologic în sine, cu toată
medicamentele disponibile acum sau care au apărut mai nou, apoi chirurgia în sine pentru extirparea tumorilor sau radioterapia, spuneți-le să se uite, puteți să-i ajutați făcându-le un share. Hai să mergem și să aflăm punctul 2 de pe lista noastră, ce este radioterapia. Ce este radioterapia? Este radioterapia, vă spuneam, este una din modalitățile prin care luptăm eficient cu rezultate împotriva cancerului. Apropo de complexitatea tratamentului oncologic, se estimează că pe parcursul tratamentului unui pacient de-a lungul vieții lui, cel puțin când ne referim la tumorile solide, aproximativ 65% din pacienți vor avea nevoie sau vor fi ajutați prin radioterapie cu un anumit scop. Și vom vorbi probabil și despre scopurile radioterapiei, scop care poate fi curativ sau paliativ. Cu alte cuvinte, deci radioterapia... Deci doi oameni din trei cu tumori solide, da, vor ajunge să facă. Pentru că chiar dacă la început, să zic, există alte metode de a încerca un tratament curativ, dacă lucrul acesta nu reușește și avem nevoie de un tratament suportiv, un tratament paliativ ulterior, radioterapia și în cazul acestor pacienți va avea rolul ei în evoluția lor, pe care ne-o dorim, să zic, cât mai lungă și cu o calitate a vieții cât mai bună, cu o calitate a vieții păstrată. Felicitări, ești foarte clar în cum povestești. Doamna Dana Logofătu îți mulțumește deja pentru explicații și felul de a explica. Doamna Nicoleta Orban te salută. Doamna Rica Tudor spune bună seara, bine v-a găsit. Și o mulțime de urări de bine pentru toți cei care sunt bolnavi de cancer și au nevoie de ajutor. Pasul următor. Punctul 3 de pe ordinea de zi e tratament sau e paliație? Ca să înțeleagă oamenii, paliație înseamnă când... Paliație înseamnă tot un tratament. Da. Definiția sau formularea corectă ar fi tratament curativ sau tratament paliativ. Ambele sunt forme de tratament. Nu putem face distinție între tratament și paliație, cel puțin în limbajul medical. Da, e un pas important, face parte din consultația inițială a pacientului pe baza documentelor și a investigațiilor pe care le are pacientul, pe care le prezintă, în a stabili care este scopul radioterapiei în cazul fiecărui pacient. Acest scop poate fi, așa cum am spus, curativ atunci când ne dorim să vindecăm cancerul. Și există, din fericire, deja multe forme de cancer care pot fi curabile, pot fi vindecate. O paranteză, vindecarea în cazul pacienților cu cancer e un pic diferită de alte patologii, de alte boli non-maligne. Este o vindecare, să zic, statistică, în sensul că supraviețuirea pacienților declarați vindecați revine la nivelul supraviețuirii unei persoane cu aceleași caracteristici, vârstă, mediu și așa mai departe, care nu a avut cancer. Asta nu înseamnă că nu se exclude posibilitatea unei recidive sau unui alt cancer ulterior, dar din punct de vedere a supraviețuirii, deci e cumva o vindecare statistică, ceea ce până la urmă înseamnă vindecare propriu-zisă. Exact, da. Dacă sunt la fel de... Am la fel de multe șanse să supraviețuiesc ca un om sănătos care n-a avut cancer, ești vindecat. Da. Vorbeam de aspectul curativ, da? E unul din scopurile radioterapiei atunci când dorim să vindecăm cancerul. Asta implică un tratament mai agresiv, o intensitate mai mare din toate punctele de vedere și o incidență mai mare, bineînțeles, a efectelor adverse, proporțional cu dozele folosite și cu regimul de iradiere. Sau putem opta atunci când cazul este depășit din punct de vedere curativ, când știm că radioterapia nu va mai putea oferi șansa de vindecare, să oferim pacienților beneficiul paliativ al radioterapiei, ceea ce înseamnă că le putem alina suferința și le putem păstra o calitate a vieții atât pe parcursul
restului vieții lor, prin această formă paliativă de tratament. Adică reducem simptomatologia, de cele mai multe ori simptomatologia dureroasă, hemoragiile, complicațiile care se pot ivi pe parcursul evoluțiilor prin obstrucții, stenoze. Aceasta este radioterapia paliativă, adică nu ne propunem să vindecăm boala, ci să alinăm sau să micșorăm impactul unor complicații ale cancerului asupra calității vieților. Hai să vedem pasul următor. Cum funcționează radioterapia? Da, e o întrebare destul de... pare simplă, dar e complicată și nu vreau să intru foarte mult în detalii legate de fizică sau radiobiofizică. În principiu se transmite un flux de fotoni, pare ceva sofisticat, dar dacă avem luminile acestea în jurul nostru, tot fotoni emit. Diferența este că fotonii emiși de noi au o energie foarte mare față de energia emisă de sursele de lumină. Spectrul energiilor fotonilor, fotoni sunt și undele radio pe care le folosim în recepția radio, microundele, infraroșiile, spectru vizibil, ultraviolete, sunt tot unde cu o anumită energie. Ei, noi când ne referim la radioterapie vorbim de unde cu energie foarte mare. Această energie care este capabilă să pătrundă în organism, să traverseze structurile organismului și să afecteze la nivel celular tumora, celulele tumorale, în principal prin ruperea, prin distrugerea ADN-ului din celula tumorală. Practic, cea care poartă informația genetică. Aici e un pic contraintuitiv. Ne e greu să înțelegem și te rog mult, ajută-ne. M-aș aștepta că dacă e un laser, apropo, se mai scot tot felul de hematoame, tot felul de aluniție cu laser. M-aș aștepta că dacă seamănă cu un laser, să se descurce radioterapia la nivelul pielii. Dar înțeleg că traversează pielea, traversează țesutul. Da, traversează practic toată structura pe care o iradiem dintr-o parte în alta, practic iese pe partea cealaltă. E greu ca cineva fără cunoștințe de fizică să-și imagineze că prin el trece ceva, dar așa se întâmplă. Razele X, razele gamma, fotonii de energie mari pe care folosim noi în radioterapie trec practic prin corp. Mai mult decât atât, în cazul energiilor din radioterapie, sunt capabili să intre în corp, să nu acționeze la nivelele superficiale, la nivelul pielii, ci să acționeze mai în profunzime. În principal, cam asta e. O să vă arătăm, oameni buni, și aparatele de radioterapie, așa cum sunt ele. Avem 3 videouri pregătite pentru voi, dar până acolo o să luăm ușurel. Ca să vă faceți o idee până veți vedea material de video, ele sunt cumva ca și computer tomograful, doar că e un, sau mai degrabă ca aparatele de radiologie. Da, probabil de aici confuzia. Radioterapia, la fel ca și imagistica, radiologia, nu doare, nu simți nimic în momentul în care ți se aplică tratamentul. Și principial cam tot așa funcționează. Sunt niște surse de radiații, ca și în cazul computer tomografului, de exemplu. Dar ca să fim foarte clar, ele, dacă sunt bine folosite, nu ard pielea, corect? Sau dacă e poate o reacție? Nu e asta distincția, ba din contră, pe vremuri, eficiența tratamentului era măsurată tocmai în nivelul de radiodermită pe care îl producea, adică pe măsură ce se ardea pielea însemna că și în tratamentul. Fine, că da, e important să spunem că tehnologia a evoluat foarte mult în acest domeniu, pentru că tocmai a fost încă de mai mult de 100 de ani
o unealtă extrem de potentă în lupta împotriva cancerului și atunci interesul în segmentul ăsta a fost continuu și, să zic așa, și la nivelul producătorilor de echipamente a crescut, astfel încât acum avem aparate capabile să evite, să zic, anumite structuri sau să reducă foarte mult doza pe care o încasează o structură sănătoasă și să ne limităm cât mai mult doar asupra volumului nostru tumoral, ținta noastră propusă de iradiere. Cu alte cuvinte, reușim în ziua de astăzi să evităm efectele adverse, inclusiv la nivelul pielii, radiodermită, această arsură, să fie incidența ei să fie cât mai redusă, dar nu înseamnă că dacă cineva face radioterapie și are radiodermită, înseamnă că cumva tratamentul a fost prea agresiv sau dacă nu are radiodermită, înseamnă că a fost ineficient. Am înțeles. Important e ca pacienții să știe de la bun început posibilele afecte, să fie conștienți vis-a-vis de posibilele efecte adverse, să le fie bine explicate și să fie asumate. E un tratament cu plusuri și minusuri. Da. Apropo de noutăți în radiologie și de acest avans tehnologic. Radiologie. Radioterapie și de acest avans tehnologic, important este pentru oameni, că de obicei oamenii se gândesc, da, până vine la noi, e important să știe că există aparate extrem de moderne, da, în România. Corect? Da. Din fericire, în România, atât în centrele de stat, dar mai cu seamă în centrele private, există aparatură de top, practic aparatele de radioterapie care se folosesc în toate marile centre europene sau de peste ocean în acest moment. Avem în România centre în care se folosesc cele mai noi aparate folosite în radioterapie. Și costul, pentru că normal avem cele mai noi aparate, dar costă extrem de mult. Care e costul pentru pacientul român oncologic? Nu este. Din fericire, autoritățile au recunoscut importanța acestui tratament în cadrul managementului pacientului oncologic, a strategiei terapeutice a pacientului și tratamentul, radioterapia este decontată de către Casa Națională de Asigurări în proporție de 100%. Practic, pacienții nu plătesc, fie că sunt tratați în centrele, în spitalele de stat, fie în centrele private, pacientul nu plătește tratamentul. Deci, practic, radioterapia este 100% decontată de stat. Da. Și asta e un câștig obținut acum nu mulți ani de asociațiile de pacienți cu cancer. Da, a fost o presiune. Da, ca în multe alte sau multe alte exemple, cu sprijinul pacienților care s-au adresat autorităților susținând cauza rambursării, da, compensării radioterapiei, s-a obținut și e admirabil că este un tratament gratuit. Cumva indirect este și o recunoaștere a faptului că radioterapia este alături de medicamentele oncologice, de chimioterapie, de hormonoterapie, un egal, pentru că până atunci se deconta tot ceea ce însemna oncologie, mai puțin radioterapia. Da. Da, dar vorbind în prezent sau raportând la prezent, în nu momentul costă acesta nimic, nu costă pacientul nimic, referitor la tratamentul în sine. Bun, să trecem la pasul următor. Care sunt etapele tratamentului? Primul rând, pacientul poate să ajungă la o consultație. Asta e prima etapă esențială, să ajungă să fie consultat de un medic specialist radioterapeut. El poate să se adreseze fie spontan, știind care diagnosticul de cancer, fie trimis de către un coleg de altă specialitate. Fie, ideal ar fi ca orice pacient, și spre asta ne îndreptăm, ca orice pacient oncologic căruia i s-a diagnosticat o formă de cancer să fie inclus în cadrul acestor comisii multidisciplinare sau tumor board, astfel încât
toți cei care vor participa la tratamentul propriu-zis activ al pacientului respectiv, mă refer la specialiștii în chirurgie, la specialiștii de oncologie medicală, chimioterapie și radioterapie, să poată evalua pacientul și să se stabilească o strategie de tratament cumva individualizată pentru fiecare pacient. Aici lucrurile în oncologie au evoluat atât de mult încât e esențial acest consens, această multidisciplinaritate, pentru că există diferențe mari între rezultatul tratamentului chiar și doar prin prisma secvențialității, de exemplu. Adică nu e tot una dacă operezi înainte și faci chimioterapie după. În anumite cazuri e mai bine să faci chimio și după aceea să operezi. Deci toate lucrurile astea și radioterapie la sfârșit sau înainte sunt tot felul de variante care duc către acea medicină personalizată, acea individualizare a tratamentului pentru fiecare pacient în funcție de particularitățile bolii lui. Și practic ca pacient, după ce acest tumor board pe care o să-l detaliem în continuare, a decis că am nevoie de radioterapie, corect? Mă duc la medicul radiolog. Bună ziua, domnule doctor. Suntem la prima întâlnire la consultația de radioterapie. Dacă a venit din tumor board, oarecum știm că este nevoie de radioterapie. Important este să decidem dacă este nevoie, are indicație. Există și pacienți care nu vin prin tumor board și atunci există și posibilitatea ca radioterapia să nu fie indicată sau cel puțin nu în momentul prezentării, poate într-o altă etapă a tratamentului lor. Și primul lucru este să decidem dacă e sau practic nu e nevoie de consultația în sine. Da. Iar dacă este nevoie, are indicație radioterapia în cazul respectivului pacient, dacă este o radioterapie curativă sau paliativă, exact ceea ce am discutat. Să zicem că e curativă. Bun. În momentul acela trebuie să explicăm pacientului de ce facem radioterapie. Este esențial să înțeleagă pacientul unde se află, care este scopul tratamentului nostru, pentru că avem nevoie ca acești pacienți să fie de-a lungul tratamentului alături de noi, să stăm în aceeași bancă și să nu-i vedem așa oarecum față în față, pentru că e un tratament relativ lung. Cam cât durează? Depinde de localizare și de tipul de cancer, dar în medie un tratament durează între 4 și 7 săptămâni, adică o medie de 5 săptămâni. 5 săptămâni în medie. Și la 5 săptămâni de câte ori 5 săptămâni, 5 săptămâni de tratament înseamnă tot așa principial, cu excepții bineînțeles și particularități, în fiecare zi lucrătoare a săptămânii, deci de luni până vineri, cu o pauză de 2 zile la sfârșitul săptămânii, timp de 5 săptămâni. Este un tratament și complex și de anduranță și atunci dacă pacientul nu înțelege ce se întâmplă de la bun început și nu are voința și de a participa la acest tratament cu toată convingerea, riști să-l pierzi la un moment dat pe parcurs, să nu mai durească, să... Există oameni care întrerup tratamentul? Există, din păcate, oameni care întrerup tratamentul fie pentru că apare o complicație a tratamentului, dar sunt, spun mai mult din păcate, și pacienți care tocmai când rău tratamentul pentru că nu înțeleg importanța și semnificația lui, utilitatea. Și firește că lucrul acesta impactează în sens negativ asupra evoluției bolilor și cu tot ce derivă din asta, supraviețuire, recidivă și așa mai departe. Deci mi-ai explicat ca și pacient ce o să se întâmple? Ți-am explicat doar de ce facem radioterapie. O facem curativ, o facem paliativ. Acum, în funcție de scopul radioterapiei, vorbim despre posibile efecte adverse. Vă spuneam, radioterapia curativă e mai agresivă și atunci
nivelul sau intensitatea efectelor adverse e oarecum în concordanță, e mai mare. E foarte bine să explicăm, și vă spun asta din experiență, pacienții cărora li se explică de la început și au un, așa, sunt avizați, trec oarecum mai ușor chiar și peste complicații, surprind mai repede semnele unor posibile complicații, iar complicațiile pot fi locale, referitoare la regiunea pe care o iradiem, sau sistemice, cumva afectează întreg organismul. Putem intra în detalii și despre subiectul ăsta. Da, nu știu. Dacă îl avem pe agenda, dar ar fi important să avem să ce vorbim. Simte pacientul și acolo o să intrăm și pe subiectul la ce să se aștepte pacientul și o să intrăm și pe subiectul reacțiilor adverse. Atunci să revenim la, da, la etape. Ne întoarcem. Exact. Suntem în timpul consultației, am vorbit despre efecte adverse, pacienții ne-au spus da, mergem în continuare, suntem și atunci următoarea etapă este stabilirea și executarea acelei simulări. Toată lumea știe despre, toată lumea care a trecut prin radioterapie știe despre noțiunea de simulare sau examenul computer tomograf de simulare. Este un examen computer tomograf, un CT pe regiunea, axat pe regiunea pe care o vom iradia, unde scopul simulării este de a avea o imagine pe baza căreia vom face planul de tratament, vom delimita volumele pe care dorim să le iradiem și cele pe care nu dorim să le iradiem sau să le evităm. Și important, vom stabili poziția în care va fi tratat pacientul ulterior de-a lungul celor 5 săptămâni despre care menționam, poziție care se stabilește în momentul simulării. Și în sensul deci, practic, ne prefacem folosind un computer tomograf. Ne prefacem, tomograf. Bine spus. Ne prefacem că îl tratăm, îl punem în poziția în care îl vom trata, stabilim exact toate detaliile poziției, stabilim, utilizăm tot un arsenal întreg de metode de a-l stabiliza, de a-l fixa într-o poziție cât mai reproductibilă. Adică, dar avem să fie un video făcut pentru educație de în Marea Britanie de universitate, în fine, NHS, care este ministerul sistemului de sănătate, și cu ajutorul Spitalului Universitar din Leeds. Vrei să-l discutăm pentru da, că l-ai ales? Cum să nu. Explică-ne, te rog, ce văd oamenii. Este practic această etapă de simulare sau pregătirea simulării pacientului în care, în acest caz, pacientul urma să fie iradiat în regiunea gâtului. Deci e un cancer probabil un cancer orele. De faringe în zona orele. Și atunci era esențială fixarea capului și a gâtului pacientului ca acesta să nu se miște pe parcursul tratamentului. Și o să vorbim și despre importanța fixării și a imobilizării pacientului și a verificării acestei. Deci vine cu o mască de polimer. Da, e foarte interesant și am ales special pentru că altminteri se pot folosi tot felul de sisteme de a imobiliza, dar în cazul ăsta e ceva mai special, este acea mască termoplastică. Este un plastic care se înmoaie când îl introduci la temperaturi ridicate, în apă încălzită, în apă distilată încălzită. Ea se înmoaie, se aplică pe capul pacientului și în aproximativ 3-4 minute se răcește și rămâne în poziția respectivă. Iar această mască o va folosi pacientul timp de 5 săptămâni la fiecare ședință la care vine, asigurându-ne astfel sau fiind una din metodele prin care ne asigurăm că el rămâne în aceeași poziție. N-are voie să-și lase barbă, n-are voie să se tundă, n-are voie să se îngrașe. Are voie să se îngrașe sau are voie chiar să și slăbească, uneori e fără voia lui, dar noi mai avem și alte metode prin care validăm și verificăm că el este, de fapt, nu pacientul în sine trebuie să fie în aceeași poziție, ci zona pe care o iradiem să fie în aceeași poziție, tumora în sine. Adică noi ce facem aici, îl stabilizăm din punct de vedere, să zic așa, fizic, dar ulterior, înaintea fiecărui tratament, noi verificăm imagistic dacă ceea ce ne-am propus
se întâmplă în fiecare zi, la fiecare tratament. E iarăși un progres fantastic, acea image guided IGRT, practic radioterapie ghidată imagistic, facem în fiecare zi înainte de a furniza tratamentul, înainte de a-l iradia, verificăm prin imagine. Și acum el este în CT. Acum intră la CT și se face un CT, mă rog, aici. Și practic avem câte o astfel de simulare la fiecare ședință de radioterapie? Nu, avem, tocmai asta e ideea simulării. Stabilim parametrii tratamentului la început odată și ne asigurăm că sunt reproductibili, pacientul este într-o poziție comodă, mijloacele de fixație sunt cele adecvate, iar poziția va fi reproductibilă pe parcursul celor 5 săptămâni. Pentru că, da, era în istoricul radioterapiei varianta în care trebuia de fiecare dată înaintea fiecărui tratament să verifici poziția la aparatul de iradiere și atunci, practic, nu-ți mai rămânea timp de iradiere. Dacă 10 pacienți trebuiau trecuți prin tot acest proces, puțin beneficiau de tratament în final. Și atunci e etapa asta de simulare care îți permite să stabilești odată parametrii de iradiere din toate punctele de vedere, de la imobilizare și până la zonele pe care le planul de tratament efectiv, ce iradiezi și ce nu iradiezi, ca el după aceea să-și urmeze fluxul continuu pe parcursul tratamentului. Crește eficiența din punct de vedere a numărului de pacienți. Scade stresul pacientului. Da, ăsta e tot timpul unul din obiectivele, acesta este unul din obiectivele producătorilor să îmbunătățească aparatele astfel încât să putem trata cât mai mulți pacienți într-o unitate de timp. Firește, e cumva, așa cum vă spuneam, dacă ne gândim matematic, 65% din pacienții cu cancer au nevoie de radioterapie pe parcursul vieților, dacă mulțim asta cu incidența cancerului, vedem că sunt mulți pacienți care au nevoie de tratament, sunt relativ puține centre, din păcate, și atunci matematic nu ai timp să-i tratezi pe toți. Simularea e cât tratamentul în sine, da, faptul că nu se mai faci simulare, da. Asta era istoria. Acum aparatele moderne reușesc să trateze, în medie durează 15 minute tratamentul efectiv cu tot ce înseamnă pregătire, dar probabil că o să vedem și filmulețul legat de... Deci am făcut fixarea, vă spuneam, asta era o mască, era partea mai spectaculoasă, să zic, sau mai interesantă a fixării, dar în funcție de localizare, pacienții sunt fixați cu alte metode. Sunt niște saltele tip vacuum care practic imobilizează pacienții, sunt tot felul de material de suport prin care ne ajutăm să fixăm pacientul cât mai confortabil și care să ne permită și să aplicăm tratamentul în condiții optime. Bun. Trecem la pasul următor, care este ce simte pacientul, la ce trebuie să se aștepte el, corect? În timpul tratamentului. Da. Și avem acel video în care omul vine și se schimbă din hainele de stradă în cele de cabinet. Da, vă spuneam, tratamentul efectiv cu tot ce înseamnă această pregătire, el se schimbă într-un vestiar separat, există circuite ale pacienților, intră în sala de tratament, este la identificat, ești tu, cum ar veni în America, aici este un lucru important, se identifică prin fiecare pacient înainte de a intra prin cel puțin 3 metode, nu doar nume, prenume, CNP, dar da, și poza. Îl întreabă de fiecare dată, deși te vezi cu el și cu o zi înainte. Da, care e motivul? Motivul este că este un tratament agresiv și trebuie să te asiguri că 100% tratezi pacientul pe care ești obligat ți-ai propus să-l tratezi. Zi. Poți să existe cazuri în care pacientul cu aceeași tumor, aceeași localizare, are același nume și prenume și dacă mai și seamănă un pic între ei, riști să furnizezi
un tratament unei persoane. Nu se întâmplă lucrul ăsta, cel puțin în, să zic, prezentul radioterapiei, pentru că există metode de a identifica, lăsând la o parte nume, prenume, CNP, poză, dar tot felul de întrebări. Dar mi-e chipuit că și markerii ăia sunt, nu? Da, în momentul în care... Se prinde aparatul, hop, stai că nu intră. Dar e bine ca pacienții să știe că de regulă li se face și o poză și cumva e în interesul lor să o avem acolo. E anecdotic, deci, dar... Nu puteți trimite pe nimeni în locul dumneavoastră să facă radioterapia dacă v-a trecut prin cap. Am trecut de partea de identificare, l-am salutat, a intrat în sala de tratament sau încă nu a intrat? Chiar acum intră. Intră în sala de tratament și după ce după ce vom poziționa pe pacient în poziția în care a fost și în momentul simulării. Și iată aici vedem pentru prima dată cum arată aparatul. Da, e acea formă caracteristică a un U, care se rotește în jurul pacientului. Și partea de sus e cea care lansează fotonii, corect? Este, este sursa de... aceste aparate moderne se numesc acceleratori liniari, sunt niște surse de fotoni electrice, trec printr-un câmp electromagnetic, e o poziție destul de complicată din punct de vedere fizic. O spun pentru a face distinție între sursele active care se foloseau în trecut, erau niște pastile de cobalt care erau puse acolo în capul de irradiere. Și intra pacientul, se deschidea o fantă, începea să iradieze și tot așa se învârtea în jurul pacientului. Nu erau diferențe, pacientul nu face diferența între acceleratorul liniar și sursa de cobalt sau radioterapia cu cobalt. Atâta doar că e mult mai sigur, e mult mai eficient și mai sigur să folosești acceleratorul liniar, riscurile sunt mai mici, se pot întâmpla o grămadă de accidente atunci când ai o sursă activă. Manipulezi ceva radioactiv. Aici, dacă ceva intervine, se întâmplă ceva din punct de vedere a funcționalității aparatului, se decuplează și practic nu există un risc de iradiere a pacientului în exces. Pentru cei care și-au reamintit de fizica din liceu sau mai bine din facultate. Avem întrebări despre... Nu, ce voiam să spun este că punctual această zonă a medicinei, radioterapia, este făcută cu ajutorul unui fizician. Aveți fizician în echipă, practic. Avem și este de la bun început. Este o muncă de echipă. În radioterapie nu poți exista. Chiar dacă ai un aparat bun și dacă ești un medic cu experiență, fără suportul celorlalți membri ai echipei și aș numi în primul rând fizicienii medicali care, cel puțin în viziunea mea, e o analogie, probabil și pentru că mama mea a fost farmacist, îi compar cu acei medici de pe vremuri care avea un farmacist care le prepara pentru fiecare pacient un medicament. Asta fac fizicienii noștri medicali, sunt acolo cu noi zi de zi și ne prepară tratamentul. Noi le scriem rețeta, noi le spunem ce dorim să iradiem și ce dorim să evităm și cu ce doze și așa mai departe și cât de frecvent, iar ei gândesc și optimizează această furnizare a tratamentului pe măsura așteptărilor noastre. Și e tot timpul o muncă de echipă în care discutăm, avem o zonă așa de vocabular comun. Sunt esențiale. Am învățat și un pic de medicină? Am învățat multă medicină, chiar multă medicină fizică. Și noi am învățat fizică, dacă nu știam. Dar, și pe lângă fizicienii medicali mai sunt, bineînțeles, în echipă tehnicienii, care sunt cei care sunt zi de zi acolo la acceleratoare și fac toată munca de la poziționare și până la livrarea tratamentului efectiv.
Și bineînțeles, orice specialist care ne ajută, pornind de la nutriționiști, psihologi, practic o pleiadă de oameni care ne ajută în tot ceea ce facem. Hai să vedem cel de-al treilea video pe care îl avem și care ne ajuți? Da, am trecut de tratament. Da, e un da. E tot un asta e simularea, e un tratament, să zic așa, din zona de evoluție, de parte de radioterapie modernă, este așa numită stereotaxie sau tratamentul stereotactic, în care cu ajutorul unor... un pic pe pauză, pentru că aici, apropo de stereotaxie, acolo unde se văd plămânii, pentru că aici e vorba despre iratirea unui cancer pulmonar, corect? Da, și este un tratament aparte. Încet, încet începem să-l folosim și noi în România din ce în ce mai frecvent. Ce e telecomanda aia? La ce folosește? E telecomanda cu ajutorul căreia se poziționează pacientul, se ridică masa, nu e propriu-zis. Tot ce înseamnă tratament se declanșează din afara camerei, după ce personalul, după ce tehnicienii au ieșit din sală, se închid ușile acelea glisante, masive și începe tratamentul comandat de afară. Stă cu pacientul? Nu, stă afară, în afara camerei aici, de tratament. Aici doar îl poziționează, îl așează, respectând reperele pe care și le-a stabilit în cursul simulării, după care va ieși, îl va lăsa în poziția respectivă. Înainte de a începe tratamentul, va valida imagistic că suntem în aceeași zonă și va face tratamentul. Aici e un tratament special pe care îl aplică. De fapt, o simulare specială, e o simulare 4D, dat fiindcă e o tumoră pulmonară. Ea se mișcă odată cu mișcările respiratorii. Și atunci există acest avans tehnologic în care inclusiv atunci când facem simularea, putem să ținem cont de mișcările respiratorii. Este această simulare 4D și care permite să iradiezi în funcție de mișcările respiratorii, să știi că ai iradiat cu siguranță zona și tumora în speță. Pentru că riscul aici nu este de a atunci când tumora se mișcă, de a iradia pe lângă tumoră. Adică nu e riscul neapărat de a produce efecte secundare, dat fiind că iradiem un țesut sănătos, ci mai cu seamă că nu iradiem tumor, așa cum ne-am propus. Pentru că plămânul se mișcă în timpul respirației, nu poate să-și țină omul un sănător. Dacă tumora s-a deplasat 2 cm, 3 cm, odată cu mișcările respiratorii și a ieșit din câmpul de iradiere, problema nu e că a iradiat în ședința aceea plămân și că ea n-a primit, radiația calculată. Adică scopul tău curativ în speță poate fi alterat de faptul că n-ai iradiat tumora. Și atunci aceste îmbunătățiri, acești pași fantastici din punct de vedere tehnologic care ne permit ca inclusiv, vedeți, practic mișcările și ale inimii și ne permit să stabilim și volumele și dozele în funcție de mișcările respiratorii. Deci lucrurile s-au îmbunătățit într-atât încât inclusiv... Aici, uite, oprește puțin, te rog. Aici se face comparația exact ce vă spuneam înaintea fiecărei iradieri între ceea ce ne-am propus și ceea ce există în momentul acela înainte de iradiere. Imaginea cu planul nostru de tratament, ce dorim să iradiem și ce se întâmplă înainte de fiecare tratament. Ele se suprapun și în momentul în care avem o deviație de la ceea ce ne-am dorit, putem să refacem planul de tratament sau să-l adaptăm pe măsură ce facem tratamentul. Sunt pași importanți tocmai pentru a reduce cât mai mult efectele adverse, adică ne dorim să iradiem strict zona de interes, zona tumorală, și să nu afectăm sănătos din jur. Vedeți pe măsură ce planul de tratament avansează, vedeți
tumora descrescând? Da, da? Da. Deci pur și simplu, voi vedeți... Vedem, cum se da, la un, face omul mai bine. Bineînțeles, de, vedem imagistic că, dar nu e o regulă. Nu înseamnă că dacă nu vedem că nu se restrânge tumora, nu e ca și cum nu se, da, și chiar și invers, există situații în care imagistic tumora pare că în loc să scadă, crește, dar asta nu înseamnă e o reacție practic a țesutul a inflamare. Da, mă rog, zona aceea iradiată răspunde într-un fel la tratament cu o agregare de limfocite și așa mai departe, care poate imagistic să schimbe în sensul ăsta, dar crește, dar nu e o condiție. Deci nu după asta nu e un ghid pentru tratamentul nostru dacă scade sau dacă crește. Ceea ce e important e că dacă scade suficient de mult încât să fie necesar să refacem tratamentul, atunci îl refacem pe parcursul radioterapiei. Am înțeles. Să mergem mai departe. Așadar, da, această echipă face o radioterapie tip radioterapie stereotactică. E o formă specială, relativ nouă de radioterapie, în care într-un număr mult mai mic sau relativ mai mic comparativ cu radioterapia, să zic, convențională, se iradiază cu o doză mare. Așa, să-ți fac un calcul matematic. Dacă iradiam o tumoră cu 50 de grei, grei sunt unitatea de energie pe care o folosim noi în radioterapie, energie absorbită, 50 de grei în 25 de ședințe, ar fi fost 2 grei pe ședință. Stereotaxia, de exemplu, administrează 10, 12, 18 grei odată sau în mai multe fracțiuni, de exemplu 5 fracții a câte 5. Da? Din punct de vedere biologic, acele 5 fracții a câte 5 echivalează oarecum cu cei 50 în 25 de fracții. Dar sunt detalii. Ideea e, principiul stereotaxiei este acesta, de a scurta o iradiere mai intensă. Și număr de ședințe scade? Da. Asta spuneam, în loc de 25 de ședințe face oarecum cu aceleași rezultate în 5 ședințe, cu beneficii fantastice și din punct de vedere al accesului la tratament. Păi, de la primul pas din logica, din firescul accesului la tratament, pacientul în loc să vină 5 săptămâni la tratament, vine doar 5 zile. Nu o dată pe săptămână, ci le poți face într-o săptămână. Există o spațiere, poate nu chiar într-o săptămână le faci pe toate 5 sau poate nu faci 5, poate faci doar 3, dar este o zonă în care indicațiile sunt încă limitate sau încă nu sunt suficiente studii care să spună poți să faci stereotaxie în locul, mă refer în general, în particular pe fiecare localizare sunt chiar argumente din ce în ce mai serioase. De alminteri, se vorbește tot mai frecvent în cadrul congreselor și întâlnirilor, simpozioanelor noastre despre radioterapia stereotactică. E ca un o subiect soluție mai bună. Da, cel puțin la nivel cerebral, radiochirurgia sau radioterapia stereotactică pentru tumorile cerebrale sau metastazele cerebrale a devenit o metodă. Din păcate, încă radioterapia stereotactică nu este decontată de către Casa Națională și cumva e, din punct de vedere al costurilor, un lux, să zic, pentru unii pacienți. Da. Chestia asta cu iradiere și rostind de atâtea ori iradiere și dacă ai avea telefonul pe picior, cum o fac eu și mă uit după comentarii, ți-ai dat seama că lumea este speriată de iradiere, firește Chernobyl și în general iradiere. Zine de efectele adverse. La ce să se aștepte oamenii în general? Hai să trecem prin toate. Bun. Să trecem prin unele. Vă spuneam, e extrem de important să se discute subiectul acesta în cadrul fiecărei consultații sau în cadrul consultației inițiale
Și acum în fiecare, în funcție de regiunea pe care o iradiem, avem diferite efecte adverse. Eu aș vorbi oarecum principial despre faptul că există efectele adverse locale, așa cum am spus, pe zona pe care o iradiem, și sistemice, care se răsfrâng asupra întregului organism. Din cele locale, cele mai frecvente sunt radiodermita, de această arsură, care e ca o arsură solară. Mă rog, mecanismele producerii ei sunt altele față de arsura solară, dar ea așa se manifestă, ca o înroșire a pielii, ca o, cu o senzație de arsură. De regulă este de grad mic, grad 1, maxim grad 2, adică răspunde bine la tratamentele locale pe care le aplicăm. Lucru îmbucurător și tocmai ca o validare a importanței radioterapiei au apărut spray-uri, au apărut produse care se aplică dedicate, să zic, radioterapiei, da, scrie pe cutie, este pentru arsura din radioterapie. Ceea ce este încă o dată o recunoaștere. Și producătorii s-au gândit să se nișeze pe radioterapie, înseamnă că e un lucru important. Deci, arsura. Apoi, în funcție de tot ca efect imediat sistemic, aș zice, sau local, pe parcursul tratamentului, în funcție de zona de iradiere, dacă, să zic, afectăm și tubul digestiv, pot să apară tulburări de tranzit, constipație, diaree sau alternarea lor. Dacă zona iradiată include și vezica urinară, de exemplu, pot să aibă manifestările unei cistite, atunci usturime, dificultăți la micțiune, deci e foarte largă paleta și dependentă de zonă. Dar principal e să țină minte să discute lucrurile astea, să le solicite, să știe că există locale și sistemice. Sistemicele sunt în general pornind de la starea aceea de oboseală, care este, n-are un mecanism foarte bine explicat, dar e firesc, e un tratament agresiv, practic organismul primește o energie din exterior mare, la care nu se așteaptă, și atunci, ca o reacție, ai o stare cumva de oboseală, de lipsă, de chef, de... Practic, pacientul, pornind de la o moleșeală și oboseală până la, pur și simplu, nu mai își dorește ceea ce își dorea înainte. E scurt, e pe perioada tratamentului. După aceea își revine, ba mai mult, senzația după terminarea acestui tratament e de revenire, de... Asta apropo de oboseală, bineînțeles, mai put de la febră, la... tulburări de apetit, da, nu mai au poftă de mâncare, greață, vărsături, starea de greață, iarăși, emeza e una din întrebările efectele firește adverse. În legătură cu efectele adverse sunt extrem de dure. Firește Ileana, și e foarte importante și sunt. Cancer limfatic de la radioterapie? E adevărat. Nu, ce este adevărat este că radioterapia sau iradierea este unul din factorii de risc pentru producerea cancerului în general. Atunci când vorbim despre carcinogeneză, despre posibilitatea de a face cancer, unul din factorii cei mai importanți este iradierea. Asta generează și reținerea, frica și panica atunci când vorbim despre subiectul ăsta. Cu alte cuvinte, există posibilitatea, cel puțin statistică, ca prin tratament să producem noi un cancer, acea carcinogeneză secundară sau cancerul indus de tratament, este tot timpul existentă această posibilitate, mai ales că este carcinogeneza sau importanța radioterapiei sau a iradierii în carcinogeneză este un proces, o să zic un cuvânt pe care nu să-l înțeleagă nimeni, stocastic, dar e un cuvânt tehnic pe care îl folosim, adică nu depinde de doză. Nu poți să spui că dacă am iradiat până la doza asta nu va face cancer și peste doza asta va face cancer. Stocastic înseamnă că cu cât iradiezi mai mult, șansele
sau neșansa de a face cancer crește. Da? Adică tot timpul vom avea acest risc pe care ni-l asumăm împreună cu pacienții, dar din de nou, a dezvolta un cancer secundar. Dar nu e legat nivelul de risc. Ba da, crește incidența cu agresivitatea, cu doza pe care o administrezi, dar aici trebuie reținut faptul că este un risc care este un risc de durată, adică procesul carcinogeneza durează 10 de ani. De la, deci ne așteptăm ca acel risc aditiv, risc suplimentar pe care l-am adus noi să apară undeva după un interval de lung, un interval de timp foarte lung. Cu alte cuvinte, noi tratăm acum o problemă existentă, reală, amenințătoare de viață sau așa mai departe, cu riscul că este o perioadă relativ lungă de timp să apară un cancer tocmai datorită tratamentului pe care l-am aplicat. Mai mult decât atât, că spuneam de progrese și de noutăți, asta facem prin fiecare pas pe care în tehnologie, fiecare avans tehnologic, reducem acest risc prin faptul că reușim să iradiem cât mai eficient doar tumora și cât mai puțin țesutul sănătos din jur. Astfel încât riscul ăsta de cancer în multe din localizări, riscul aditiv, este de ordinul 1-3%. Nu vorbim de risc de 50%, dar nu îl poți exclude niciodată, așa cum niciodată, mă rog, fără studii la nivel molecular, nu se poți spune peste 10 ani că acel cancer care s-a produs a fost datorat cancerului sau din cauza cancerului și nu că era un cancer pe care l-ar fi dezvoltat pacientul independent de radioterapie. Aici lucrurile sunt un pic greu de susținut, dar e important și de separat. Și de separat, dar mi se pare fundamental și foarte important să fie explicate, să fie înțelese și asumate. Sunt pacienți care renunță sau refuză tratamentul, radioterapia, doar din acest motiv. E firesc ca omul să-și aleagă lucrul acesta. Și doamna Pompilia Popovici spune că știe un caz în care razele au fost foarte puternice și au afectat nervii unei fete care făceau legătura cu picioarele și fata a rămas paralizată. E posibil. Este posibil, nu știu când a făcut radioterapia, dar pe vremuri, firește, tot ce am povestit legat de aceste volume pe care ne dorim să le iradiem și cele pe care nu dorim să le iradiem erau mult mai greu de separat și cumva iradierea se făcea în bloc și atunci firește că aceeași doză mare pe care voiai să o aplici tumorii, o aplicai și structurilor, da, și nervilor și așa mai departe. E foarte posibil. Depinde și când a făcut, depinde și unde a făcut, cu ce aparat și așa mai departe, dar da, din păcate da, și de-a lungul istoriei radioterapiei au fost inclusiv medici care au făcut cancer sau chiar au murit pentru că la început se expuneau la radiații încercând să-i trateze pe pacienți. Acum, după acest episod atât de onest și de clar, nu te uita la ceas, că mai sunt 2 minute și noi mai avem 3 puncte de ordine. Mi s-a părut că a trecut foarte repede timpul, fantastic. Hai să le povestim oamenilor despre acea comisie interdisciplinară. Deci, după ce acum pacientul știe la ce să se aștepte, haideți să înțelegeți cum se tratează modern în unele centre de la noi din țară. Teoretic ar trebui să se trateze nou, în toate, exact, dar... Pentru că ministrul Sănătății a anunțat chiar ieri, dacă nu mă înșel, că nu le vor mai fi decontate spitalelor costurile cu oncologia dacă tratamentul nu va fi făcut de tumor board. Deci punctul 7 pe ordinea de zi, ce e ăla tumor board? Independent de lucrul acesta, dacă e sau nu, dacă li se decontează sau nu tratamentul, ideea de tumor board este direct legat de a
împinge de a forța. Da, e binevenită, e foarte, e binevenită inițiativa, dar lucrul acesta exista, da. Era normat ca pacientul oncologic să fie obligatoriu trecut prin tumor ward. Noi facem de mult lucrul acesta. Ideea e de a furniza beneficiul maxim pacientului și atunci, în ziua de azi, când în fiecare din aceste, cel puțin aceste trei domenii principale de tratament al cancerului, chirurgie, oncologie medicală și radioterapie, lucrurile evoluează atât de repede și cu o complexitate fantastică, este absolut important ca pacientul să fie cumva trecut prin filtrul gândirii celor trei specialități sau cel puțin specialități, ca număr de participanți sunt mult mai mulți, ca să ia decizia cea mai bună pentru acel pacient și este anecdotic, s-au făcut studii, nu e anecdotic, până la urmă e științific, dar s-au făcut studii retrospective pe aceeași localizare, același tip de cancer la pacienții aparținând oarecum unui grup omogen și au urmărit cum au evoluat pacienții care au trecut prin tumor board, făcându-li se oarecum și cei care n-au trecut. Studiu clinic în tumor board versus, non-tumor board. Mm-hmm. Și a avut un impact fantastic pe obiective majore, adică pe supraviețuire și control local, ceea ce dovedește că deciziile care se iau în cadrul tumor board-ului sunt în beneficiu direct al pacientului. Lăsând la o parte, să zic, accidentul în care, sau faptul că evităm accidentul în care pacientul este tratat doar de către o specialitate și nu mai este trimis la celelalte două, cel puțin două. Adică să le reamintim, cele trei. Chirurgie, oncologie medicală, chimioterapie, cu alte cuvinte, sau hormonoterapie, imunoterapie, ce înseamnă toate acestea sunt oncologia medicală, oncologul și radioterapie. Acestea trei cumva sunt cheia, triada tratamentului. Mă refer la tumorile solide. Hematologia e cumva specialitatea aparte care se ocupă de majoritatea tumorilor din spectrul acesta. Și atunci, prin impunerea acestui tumor board, evităm acea situație în care pacientul este tratat doar de către unul din aceste trei segmente, fără a mai fi văzut de ceilalți doi, fără a fi luat în evidență ca pacient oncologic și așa mai departe. Și firește că mai repede sau mai târziu lucrurile se vor complica. Deci pentru cei care chiar au nevoie, puteți să puneți, pentru că deja se consideră lege, puteți să puneți timid întrebarea care este echipa interdisciplinară care mă tratează sau tumor board-ul care mă tratează, în așa fel încât cât se poate de civilizat, dar în același timp cât se poate de hotărât să puteți beneficia de beneficii, să puteți beneficia de echipa cu totul și se nu pe practică, rând. Se practică, cel puțin în centrele care au o tradiție în tratamentul cancerului și care au un standard cât de cât ridicat, se practică lucrul acesta. Nu e o noutate, asta vreau să zic, dar e bine să se susțină din nou importanța, inclusiv condiționând oarecum de partea pecuniară, materială. E un lucru bun. Hai să vedem ce ne așteaptă ca și inovație în zona radioterapiei, ordinea de zi, ce e nou acolo. Am văzut 4D-ul care urmărește. Am vorbit despre 4D, am vorbit despre stereotaxie, nu le mai putem spune neapărat noutăți, le avem deja în arsenalul nostru, le folosim, sunt mai multe centre în țară care folosesc radioterapia stereotactică. Ce poate fi o noutate, cel puțin zonal sau la nivelul țării și a regiunii, este hadronterapia sau principal tratamentul cu protoni, terapia cu protoni. A, gata cu fotonii, trecem pe protoni? Trecem pe protoni cel puțin în anumite indicații deocamdată, dar protonii, care, mă rog, sunt, nu mai sunt unde, sunt niște particule, care sunt în
cadrul, dar le regăsim în cadrul fiecărui nucleu atomic, avem proton și neutron, lecția de fizică. Protonii se comportă altfel față de fotoni, într-un mod special din punctul nostru de vedere, în sensul că ei traversează structurile până la tumoră, dar se opresc pe măsură ce își descarcă energia pe măsură ce încetinesc, astfel încât la un moment dat energia pe care o transferă se oprește. Ei nu mai produc efecte după o anumită zonă. Și atunci putem practic iradia doar o anumită zonă fără a mai... Apare o nouă dimensiune aceea penetrării. Cât de adânc merg... Da, și faptul că ne-am oprit și nu... Mai afectez restul de... Da, nu mai afectează restul după... Ce în spate. Mă rog, e una din caracteristicile în care au făcut radioterapia proton foarte tentantă, să zic așa. E încă o tehnologie foarte scumpă, complexă și foarte scumpă, dar așa cum a fost orice tehnologie, în orice domeniu, la început e scump pe măsură ce își găsește utilitatea și cred interesul. Te afli, adică îți faci meseria într-o zonă cu niște aparate extrem de scumpe. Cât costă un aparat ăsta de l-am văzut aici? Poate să coste de la 1 milion de euro până la 4, cel pe care l-am văzut în secvența cu radioterapia stereotactică și care este din centrul MD Anderson din Statele Unite și pe care l-avem și noi în România, ajunge undeva spre 2-3 milioane de euro, poate și mai mult. Deci e clar, e sunt o zonă investiții... slavă Domnului că e gratis pentru pacienți. Da, dar protonii oricum sunt înzecit mai, din punct de vedere tehnologic, mai scump. Dar sunt foarte important și mai ales la radioterapia în cazul copiilor, pentru că riscul de a face un cancer secundar, risc care la copii, odată ce ai făcut iradierea la o vârstă mai fragedă, da, rămâne pe perioada mai lungă, da, e practic extins pe o perioadă mai lungă. Și atunci, decizie mult mai ușoară pentru cineva de 70 de ani dacă va face radioterapie, sigur va face, pentru că riscul să-i apară pe perioada vieții secundară este mic. Da. În schimb, la copii, da. Lucrul acesta devine și mai important și atunci protonterapia sau radioterapia cu proton devine esențială pentru ei, în primul rând, pentru copii, dar și pentru adulți. Și da, probabil că ăsta va fi trendul, într-acolo se va merge din punct de vedere tehnologic. Sunt alminteri țări care au folosesc exclusiv radioterapia cu proton acolo unde își permit la copii. Deci nu se face radioterapie cu fotoni decât cu protonul la copii, în anumite țări. Am priceput. Ce e nou? Am discutat, răspundem la întrebări, o să ne rezumăm la una, două întrebări și motivul este că vrem am vorbit să prea mult și data viitoare. Cu mare drag. Facebook da. Mă lasă să mă uit doar la unele dintre întrebările pe care le avem, sunt 22 în comentarii cu totul. Ce vreau să spun este că ai un public... sau ai încântat o mulțime de lume, ai 170 de like-uri, love-uri, wow-uri și 105 share-uri. Și nu-mi dau seama dacă e. Și întrebarea doamnei Florina Chirvasiu, dacă pacientul care face tratamentul e periculos pentru ceilalți membri ai familiei? Nu, și mă bucur că a pus întrebarea asta. Vă spuneam, tratamentul nu doare, tratamentul e atât de natural, să zic, din punct de vedere al efectuării lui, încât nu știu dacă s-a observat în secvența trecută sau poate văzusem pe alt film, înainte de a merge la serviciu, pacientul se oprește 30 de minute, își face tratamentul, pleacă la serviciu, deci cumva își desfășoară activitatea quasi normal. Ideal ar fi ca totuși pe perioada tratamentului pacienții să fie în concediu. Spun asta pentru că e important echilibrul pacientului din toate punctele de vedere, de la dietă, activitate fizică, odihnă, alimentație și așa mai departe. Și atunci
pe această perioadă ideal ar fi totuși să nu lucreze sau să nu fie... Dar altminteri este cumva foarte naturală din punctul ăsta de vedere tratamentul, terapia și nu este o sursă radioactivă pacientul care face radioterapie externă. Mă refer la această radioterapie cu acceleratori. Există, mă rog, dar e alt subiect. Există pacienți care fac alt tip de radioterapie care pot fi pentru o perioadă scurtă radioactiv și atunci se recomandă să nu interacționeze, să stea mai izolați, cel puțin față de copii și, da, în general față de medici. Și asta e frumusețea live-ului, în sensul în care puteți pune întrebări și vi se poate răspunde. Doamna Florina Chirvasiu ți-a trimis un mulțumesc. Mulțumesc și eu pentru aprecieri. Și încheiem cu constatarea doamnei Gina Necula, care spune că dacă ne-am convins că ne trebuie tratamentul, important este să credem în tratament și să fim optimiști. Da, așa e. Așa e. E extrem de important să odată ce am acceptat acest echilibru între risc și beneficii și ni le-am asumat, să mergem cu încredere înainte, pentru că efectiv se vede cu ochiul liber din punct de vedere, să zic, al medicului, cum evoluează pacienții care au un tonus psihic bun și sunt optimiști față de cei care cumva sunt mai loviți, mai afectați de boala lor. La ce spital îl găsim pe domnul doctor? Deci chiar e, nu știu dacă e în regulă. Da, n-avem cinea și okay, în afară de asta... Lucrez la Centrul Medical Neolife în București, în zona Băneasa. Da, cred că e suficient. Da. Spitalul Neolife, ca să fie mai... Ok. Și trebuie să mai știți un lucru. Doctorul Lucian Bratu este dintre acei medici care încearcă să ajute pacienții pe internet, nu numai venind și explicându-le așa cum s-a întâmplat în seara asta, mersi mult de tot. Cu mare drag, oricând, și chiar am lăsat la o parte senzația că timpul a trecut extrem de repede, mă reîntorc cu drag, ori de câte ori crezi că e binevenit să continuăm sau să adăugăm ceva, poate vei primi exact și alte întrebări. Exact așa, din întrebările acestea, dar și din lucrurile pe care urmează să le faci, pentru că ziceam, nu numai în acest live sau în acest tip de emisiuni, ci și pentru că pregătește un website care explică radiologia pentru pacienți cu bunele și da, cu și încep prin a explica că nu e radiologie, ci radioterapie, vezi? N-am greșit decât de două ori. Da, e vine cumva în naturalețea lucrurilor. Mi-am dat seama de la bun început când am pornit în direcția asta spre radioterapie că lumea nu înțelege, nu știe, marea majoritate a pacienților nu știu ce au în primul rând, de ce suferă, mă refer așa holistic, pe de-a întregul, cu toate implicațiile, și mai cu seamă nu înțeleg ce li se face sau ce li se va face. Și atunci, de la confuziile când veneau la fizioterapie, veneau la radioterapie crezând că fac fizioterapie, și din când în când întrebau, dar când mai puneți, nu știu, curent sau... Atunci am simțit nevoia de a face ceva din punctul ăsta de vedere, a informa, adică de a le crea un bagaj minim de informații cu care vor veni la consultație, în speranța că nu se interesează din diverse surse, mai mult sau mai puțin credibile, ci că vor căuta o sursă de la un medic specialist în domeniul respectiv. Și da, în curând va fi funcțional un site pur informativ, se va numi radioterapie.info, www.radioterapie.info. Îmi găsesc din ce în ce mai greu timp să mai lucrez la el, dar în curând va fi o săptămână, două
Să ne pumnim și te invităm să ne povestești și să ne îl prezinți în detalii. Mulțumesc. Ai o mulțime de mulțumiri de la Diana Hrăbor, de la doamna Tchir Vasiu, pe care, de care am vorbit, de la Gina Necula și da, de la toți. Doar mulțumiri, nu am și iată, mulțumesc. Critici, poate. Sigur, nu, n-ai. Gina Necula întreabă cât rămân razele în corp. Nu rămân. Am spus, nu rămân, ele trec, exact, practic nu. Trec pe partea cealaltă. Efectul rămâne, razele nu. Asta a fost. Super. Oameni buni, vă mulțumim mult că v-ați uitat. Mulțumim. Rămânem în legătură cu doctorul Bratu. Marța viitoare avem un neurolog în emisie, e vorba de Horatiu Ioani de la Neuroaxis. Așa că dacă aveți întrebări pentru doctorul Bratu ca să pregătească radioterapia.info, puneți-le în comentarii în continuare și ne vedem marți din nou. Numai bine! O seară frumoasă!